Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. Misiunea mondială nu are de-a face doar cu trimiterea și susținerea misionarilor în alte țări. Misiunea mondială are de-a face și cu mobilizarea bisericilor pentru susținerea misionarilor. Un instrument deosebit în mobilizarea bisericilor la Marele Seceriș îl reprezintă conferințele de misiune. Acesta este motivul pentru care organizația noastră, Agenția Pentecostală de Misiune Externă, organizează în fiecare an o conferință de misiune Romiscon. Conferința din acest an a avut loc la Cluj și a fost intitulată Misiunea Bisericii în context european. Printre invitații noștri s-a numărat și Mica Iriola, care este păstorul cele mai mari biserici pentecostale din Finlanda, Biserica Salem. El însuși fiu de misionar, nepot de misionar, păstorul unei biserici care s-a implicat și se implică foarte mult în vestirea cuvântului lui Dumnezeu printre migranții care sosesc în Finlanda. Aș vrea să-l urmărim în continuare, susținând în cadrul conferinței de misiune Romiscon tema Atingerea emigranților, pași practici pentru biserică și să vedem cum biserica lor și-a deschis ușa pentru zeci și zeci de migranți din țările musulmane și cum prin dragostea pe care au arătat-o acești oameni au fost conduși spre Hristos. Vă doresc vizionare plăcută. What a great joy to be again with you and to share something that God is doing in Europe today. Ce bucurie să fiu din nou cu voi și să văd ceea ce face Dumnezeu și să discutăm despre ce face Dumnezeu în Europa. As was mentioned night before last on Tuesday night, Europe is in the middle of a biggest upheaval. Așa cum se menționa marți seara, Europa e în mijlocul unei mari frământări. More refugees in Europe since after the Second World War. Cel mai mare număr de refugiați în Europa de la al doilea război mondial încoace. Biggest mass migration in the world that we have seen in a long time. Cea mai mare migrație în masă în lume pe care s-a văzut de mult vreme încoace. Not all of them coming to Europe, but many of them coming to Europe. Nu toți vin în Europa, dar foarte mulți dintre ei. Those who are fleeing the persecution. Acei ce fug de persecuție. War and famine. De război și foamete. Now, there is a way to look at this naturally. E un mod firesc de a privi la aceasta. Many people are asking, is the ISIS infiltrating Europe? Și ne întrebăm, oare ISIS infiltrează Europa? ISIS? Is Al-Qaeda within our doors now? E Al-Qaeda la porțile noastre? And the answer is probably. Și răspunsul e, se poate. Very likely. Foarte posibil. Just 2 months ago in Finland they arrested 2 young men. Cu 2 luni în urmă au arestat 2 tineri în Finlanda. Because they had been seen on a video, ISIS video. Pentru că au fost găsiți pe o filmare, un videoclip al ISIS. And with some facial recognition technique they had been able to compare that these are 2 men that are on this ISIS video shooting the Shiite military people. Și cu datorită tehnologiei de recunoaștere facială au reușit să identifice că se aflau printre cei care împușcau musulmani șiiți. And they have been arrested and they're in prison waiting for trial for crimes against humanity. Au fost arestați și acum își așteaptă procesul cu acuzația de crime împotriva umanității. And I'm sure there are hundreds more. Și sunt sigur că mai sunt sute. In Europe. În Europa. Waiting to act. Așteptând să acționeze. But I believe something. Dar mai cred ceva. Greater is he that is in me than he that is in the world. Mai mare este cel ce este în mine decât cel ce este în lume. Greater is the power that is in the Church of Jesus Christ today than it is in ISIS or Al-Qaeda put together. Mai mare este puterea care este în biserică astăzi decât puterea care este în ISIS și în Al-Qaeda împreună. So I pray that in the next few moments maybe this will happen what Paul writes to the church in Ephesians. Și mă gândesc și mă rog ca în următoarele momente să se întâmple cu noi ceea ce spune Pavel Efesenilor. In chapter 1 verse 17 it says this. Capitolul
întâi versetul 17. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints. Și mă rog să vi se lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui. And his incomparably great power for us who believe. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. What was said yesterday is that this might happen to Romania. S-a zis ieri că lucrurile astea s-ar putea întâmpla în România. When the other Nordic countries start closing their borders, they look for a place to go. Când alte țări nordice, vestice și închid porțile, oamenii ăștia vor căuta alte locuri în care să meargă. There's millions of people on the move. Sunt milioane de oameni în mișcare. They have closed the border for now with Turkey and Greece. Pe moment, ușa dinspre Turcia spre Grecia e închisă. But they estimate that in Libya, in North Africa alone, dar se estimează că în nordul Africii, în Libia, that there are over 500,000 people waiting to make the crossing. Sunt aproximativ 500,000 de oameni care așteaptă să traverseze Mediterana. And so we will see what happens, what takes place this year. Așa că vom vedea ce se întâmplă anul ăsta, vara asta. We live in exciting times. Trăim vremuri interesante. I would have a hard time going to Afghanistan. Mi-ar fi greu să mă duc în Afganistan acum. But I have Afghanis coming to my church. Dar am afgani vin la biserica mea. I would be a little bit scared to go to Baghdad. Mi-ar fi teamă o țară să mă duc în Baghdad. But they're coming to my church. Dar vin ei la mine la biserică. 4-5 times a week. De 4-5 ori pe săptămână. One of the young men said to me. Un tânăr mi-a spus. One of the Iraqi refugees. Refugiat irakian. That I've been to the mosque once. Am fost o singură dată la moschee. Since I came to Finland. De când am venit în Finlanda. And they told me immediately where I should sit. Și mi-au zis imediat unde trebuie să mă așez. But I've come to your church over 40 times. Dar am venit deja de mai bine de 40 de ori la tine la biserică. Because you also showed me where to sit. Pentru că și tu mi-ai arătat unde să mă așez. You took me by the hand and took me to the first row. M-ai luat de mână și m-ai pus pe primul rând. You know there are churches, Pentecostal churches in Finland. Avem biserici pentecostale în Finlanda. That during the weekend services. Care în timpul programului de mijlocul săptămânii. They'll have 30 or 40 Pentecostal Finnish Christians. Au 30-40 de pentecostali finlandezi. And they'll have 40 or 50 Arab Muslim. Și au 40-50 de musulmani arabi. What a great day that we're living in. Ce zi minunată ce o trăim. These are some of the statistics that happened last summer. Uitați-vă la câteva statistici din vara trecută. In 2014 we received 3500 asylum seekers. În 2014 am avut 3500 solicitanți de azil. Not everybody who is a asylum seeker is necessarily a refugee. Nu orice solicitant de azil e și refugiat. So they have to go through the process of seeing who is a real refugee. Așa că trebuie să treacă printr-un proces pentru a vedea cine e refugiat legitim. Și cine e doar un turist care își caută o oportunitate. So we've had asylum seekers coming to Finland over the last 20-30 years. Avem oameni care au solicitat azil politic în Finlanda în ultimii 20-30 de ani. But last year those numbers increased dramatically. Dar anul trecut numărul a crescut dramatic. Last year Finland got 32,500 asylum seekers. Anul trecut Finlanda a avut 32,500 de cereri de azil. Most of the ones who came to Finland came from Iraq. Majoritatea proveneau din Irak. Now about 20,000 of them. Cam 20,000. Why are they coming from Iraq to Finland? De ce vin din Irak în Finlanda? Now, first of all, we are not the one who has the most
refugees coming or asylum seekers coming to our country. Acum să fie clar, nu noi suntem cei care avem cei mai mulți refugiați în Europa. Germany has received over a million. Germania a primit peste un milion. The second is Sweden. A doua țară ca număr e Suedia. With close to 200,000. În jur de 200,000 de And then thirdly Finland. Și apoi Finlanda e numărul 3. Why Finland? De ce Finlanda? Did you see the picture of Finland? Ați văzut imagini cu it's Finlanda? Snow. E zăpadă. It's cold. E rece. It's why would they come to Finland? De ce ar veni în Finlanda? De ce vor Why would you trade Iraq Baghdad for Helsinki? De ce ai schimba Bagdadul cu Helsinki? Well, part of the reason is this. Un motiv e ăsta. When the refugees started coming to Finland, când au început să vină în Finlanda, our prime minister on television said, prim-ministru a declarat la televiziune, that many of these people are really in need. Mulți din oamenii ăștia sunt cu adevărat în nevoi. I have a house that's standing empty in Oulu in northern Finland. Eu am o casă pe care o țin goală în Oulu în nordul Finlandei. And I'm living in a government provided house. Și eu stau într-o casă are ADP-ului sau, mă rog. So I'm going to give my house to the refugees so that they can live there. Așa că vreau să-mi dau casa refugiaților să stea în ea. Because it's empty. Pentru că o țin goală. They can go and live at my other house. Pot să stea ei în casa mea. Because everybody was in panic looking for places where they could stay. Pentru că lumea se panica unde o să-i punem pe oamenii ăștia. Well, that news about the Prime Minister of Finland. Știrea aceasta legată de prim-ministrul Finlandei was broadcast on Iraqi TV. A fost transmisă de televiziunea irachiană. And when Iraqis heard that the Prime Minister of Finland is inviting Iraqis to come to live at their at his house. Și când irachienii au auzit că prim-ministrul Finlandei invită la el acasă, they made their way through Turkey and Greece. Și au găsit drumul prin Turcia și Grecia. They did not stop in Germany. Nu s-au oprit nici măcar în Germania. They did not stop in Denmark or Sweden. Nu s-au oprit în Danemarca sau Suedia. They came all the way to northern Finland. Au venit până acolo în nordul Finlandei. Because the prime minister had invited them. Pentru că prim-ministrul i-a invitat. When the refugees, when the asylum seekers hear some of the news. Când refugiații aud știri. Text messages start flying all over the refugee community. SMS-urile încep să zbârnie de-a lungul comunităților. And it's a wonderful way to invite people to church too. Și asta e o modalitate bună să îi invităm și pe oameni la biserică. But the news goes like wildfire. Dar știrea se răspândește ca incendiu. Both right news and false news. Atât știri bune cât și știri false. All it needs is one text message to start spreading. Tot ce e nevoie e un SMS ca știrea să se răspândească. And we'll have tens of thousands more refugees, asylum seekers coming. Și apoi avem zeci de mii de refugiați care vor veni. The second most populous nation that we received refugees was from Afghanistan. Al doilea număr de refugiați provenea din Afganistan. And then Somalia and Syria. Apoi Somalia și Siria. We used to have about 18 centers to receive asylum seekers. Aveam 18 centre pentru refugiați. But last year they were in panic opening old schools that had been shut down or military barracks and housing people in them. Dar anul trecut într-o panică așa deschideau școli vechi și barăci militare ca să deschidă noi centre. And at the end of last year we had 142 centers. Și la finalul anului 2015 aveam 142 de centre. Now they have started closing some of them because some people have left back voluntarily. Acum s-au mai închis dintre ele că unii au plecat voluntar înapoi. Some people have been rejected. Unii au fost respinși. Some people have disappeared. Și alții au dispărut. So they are shutting down and up to this point this year we have only received about 3,000 asylum seekers. During 2016. Așa că se mai închid dintre ele și până la momentul de față anul ăsta am primit doar vreo 3000 și ceva de cereri. Out of these 32,000 that came last year, about 10,000 will receive a refugee status and be allowed to stay in Finland. Din cei 32,500 de anul trecut, cam 10,000 vor primi acte și vor putea să stea în Finlanda. Everybody is going to be
investigated, interviewed. Fiecare va trece printr-un proces de investigație, de interviuri. And it will take about 6 months to a year for the interview process to be completed. Care durează între 6 și 10, 6 luni și un an ca să se. During the first winter, a lot of people who had come from difficult situations, they decided that this was even more difficult living in Finland. În primele luni, unii care au venit din zone grele au ajuns la concluzia că procesul ăsta cu azilul e mai dificil. They had a wrong picture of what living in Finland or in Sweden would look like. Aveau o imagine greșită ce înseamnă viața în Finlanda sau Suedia. So they kind of left back voluntarily. Așa că au plecat voluntar. Many of them received news from their families that their family is not doing well. Unii că au primit știri de la familii au probleme. Many of these are young men, as you may have seen in news. Așa cum poate ați văzut la știri, mulți dintre ei sunt tineri, bărbați tineri. Because a family would usually send the strongest person of their family to go first to the new nation. Pentru că familiile de obicei își trimit pe cei mai tari din familie să meargă. It's a hard journey. E o călătorie grea. You have to cross seas and walk thousands of kilometers. Trebuie să treci mări și să mergi pe jos mii de kilometri. You have to deal with criminals along the way. Ai de-a face cu criminali, cu oameni răi. So usually it's the oldest son of the family that is sent first. Așa că de obicei îl trimit pe băiatul mai mare din familie. Or then the father of the family is sent first. Sau tatăl familiei merge primul. With the hope that when he receives a status, then the whole family can be brought together. Cu speranța că odată ce își obține actele, își va aduce și familia. So that's why you see a lot of pictures of young men. De aceea vedem imagini cu bărbați tineri. But the families would be following if they can. Dar familiile vor veni când vor putea. This summer we don't know what's going to happen. Nu știm ce se va întâmpla vara asta. Out of all the European Union nations, Finland shares the longest border with Russia. Dintre toate țările Uniunii Europene, Finlanda are cea mai lungă graniță cu Rusia. And the people smugglers are always looking for new routes to take people in. Și călăuzele caută mereu rute noi pentru a aduce oameni ilegal. So there is always a great risk that Finland might become the next nation to which the big push of people will come in. Și noi avem riscul ăsta că s-ar putea ca Finlanda să fie ruta pe unde vor veni cei mai mulți în viitor. It always depends on what they're thinking in Russia. Depinde foarte mult de ce gândesc rușii. Sometimes they close their borders very tight. Uneori închid tare strâns granița. Sometimes somebody is given some money and they let the people through. Alteori cineva dă o mită și se deschide iar. So we are being very careful with the Russians at the moment. Așa că noi lucrăm cu mânuși cu rușii. We try to smile a lot to the Russians. Încercăm să le zâmbim. We are probably not going to win the ice hockey world championship this year. Probabil nu o să câștigăm campionatul de hockey pe gheață anul ăsta. We'll let the Russians win. Îi lăsăm pe ruși să câștige. Or we'll see. Vom vedea. But it's a big question mark. Dar e un mare semn de întrebare. Who would have thought one year ago that we would be in this situation today? Cine s-ar fi gândit cu un an în urmă că vom fi în această situație? I didn't hear any prophetic voices saying that the Muslims are coming to Finland to receive Christ. N-am auzit nicio lucrare, nicio profeție să ne spună că musulmanii vin în Finlanda. I didn't hear any politicians speaking about the big influx of refugees coming in. Niciun politician nu vorbea despre asta cu And here we are. Și uită-ne azi. The world is rapidly changing. Lumea se schimbă rapid. What has been the response to these asylum seekers? Care a fost răspunsul la Our nation has been divided. Poporul nostru e împărțit. For the most part, the Finnish people would like to help those who are really in need. Majoritatea finlandezilor vor să-i ajute pe cei în necaz. But they're at the same time very afraid of the criminals that would be coming with them. Dar în același timp se tem de elementele criminale care vor veni. Of a different lifestyle that they would be bringing with them. Se tem de un stil diferit de viață pe care o aduc cu ei. So the nation has been very divided. Așa că poporul, națiunea e foarte împărțită. But I have to say that I'm very proud of the Finnish Pentecostal churches. Dar vreau să spun că sunt mândru de Biserica Pentecostală Finlandeză. After an initial shock, după un șoc inițial, the churches have started receiving them. Bisericile au început să îi primească. For many of the churches that were small and dying and crippled,
Multe biserici care erau mici, care erau pe cale de dispariție, șchiopătau. All of a sudden they have found a new vigor for mission. Dintr-o dată au descoperit o nouă vigoare pentru misiune. And like I said, in some Sundays in some of the churches, Pentecostal churches. Și în unele duminici, cum vă spuneam, there have been more Muslims in church than there had been Finnish Pentecostals in church. Erau mai mulți musulmani decât pentecostali. What a great day to be alive. Ce vremuri minunate trăim. Did you know that the church was not intended for the saved? Știați că biserica n-a fost gândită pentru cei mântuiți? For the perfect and for the holy? Pentru cei perfecți și sfinți? For those who know how to dress and wear a tie? Pentru cei care știu cum să se îmbrace, să poarte o cravată? The church is meant for sinners. Biserica e făcută pentru păcătoși. So that they can hear the good news. Ca ei să audă vestea bună. And we have them coming to our churches. Și acum ne vin din belșug. And they're being loved to Christ. Și li se arată dragoste pentru Hristos. One of our workers went to another town close to Helsinki. Un lucrător de-a nostru s-a dus într-un alt oraș aproape de capitală. He is an Iraqi himself, Christian. El e irachian de origine. I'll share his story in a few minutes. O să vă zic povestea lui. But he went to this one town and he went to the refugee center because he had been asked to come and translate for a newspaper. A mers la un centru de refugiați pentru că i s-a cerut să vină să traducă pentru o publicație, un ziar. And so he had called in advance to the local Pentecostal church, "Hey, I'm coming tomorrow to translate. Would you guys like to do something with at the refugee center?" Și a sunat la biserica locală și a zis, "Vin să traduc pentru cineva. Vreți să veniți și voi să faceți ceva la acolo la tabăra de refugiați?" They have 200 refugees that have been asylum seekers that have been put into your town. Aveți vreo 200 de refugiați în orășelul vostru, în orașul vostru. And the local pastor said, "What can we do?" Și pastorul din de acolo a zis, "Ce putem face?" We don't speak Arabic. Nu vorbim arabă. And our worker said, "Oh, don't worry about it." Și lucrătorul nostru a zis, "Nu-ți face griji. If you just put some tea and some coffee and some cookies, that's fine." Adă niște ceai, niște cafea, niște prăjiturele și o să fie bine. I'll go to the refugee center and ask if anybody wants to come with me after the interview to the local to your church. Și voi pregătiți asta, eu mă duc la centru și îi întreb dacă vor să vină cu mine după interviu la biserică. And so he goes next day to the center. A doua zi merge la centru. As he goes in, he puts an ad on the wall in Arabic saying that if anybody is interested, you know, at 4 p.m. there's an event at the local Pentecostal church. Și la când intră acolo, pune un afiș pe perete și spune dacă cineva dorește, avem un eveniment la ora 4 la biserică, cine dorește să vină. And he does the interview. Își face interviul. And after the interview he goes and looks at the wall where the sign is. Și după interviu se duce și se uită la peretele unde a pus semnul. And he asks and he sees some people are standing there. Și vede câțiva stăteau. And they're looking at the sign. Și se uitau la semn. And he asks the guys, "Are you guys going there?" Și întreabă, doriți să mergeți? In Arabic. În arabă. And they say, "Yeah, we're thinking of going." Da, ne-am gândit să mergem. But we don't know where it is. Dar nu știm unde e asta. And so our worker says, "Oh, I know where it is. You guys can come with me." Fratele ne zice, "Știu eu unde e. Haideți cu mine." And they thought this guy was one of them. Și a crezut că e unul de al lor. And so they said, "Okay, we'll come with you." Venim. And so they start walking. Au început să meargă. It's about 2 kilometer walk. Era un drum de 2 kilometri. And he has these 4 men who are coming with him. Și merge cu 4 bărbați. And some other people from the foyer decide to follow him as well. Și încă câțiva s-au decis să-i urmărească, să meargă cu ei. And so they're walking across this small town in the middle of nowhere in Finland. Și merg prin orașelul ăsta, comuna asta în mijlocul pustietății din Finlanda. And our worker is trying to find from the map where is the local Pentecostal church. Și lucrătorul nostru s-a uitat pe hartă, încerca și el să găsească unde e biserica. And so he's walking and not paying attention to what's happening. Și mergea și se concentra asta, nu era atent la ce se întâmpla cu. But at some point he looks back behind himself, are they still following? Dar la un moment dat se uită în urmă să vadă mai vin oamenii ăștia. And you know what he saw? Știți ce a văzut? 200 asylum seekers are walking behind him going to the Pentecostal church. 200 de asilanți veneau după el la biserica pentecostală. For most of them it was the first time that they've gone to the church.
Pentru cei mai mulți dintre ei era prima dată că mergeau într-o biserică. They had had great faith that they were going to have 20 Arabs coming that day. El avea speranță, credință că o să reușească să aducă vreo 20. So they ran out of tea, coffee and cookies immediately. Așa că s-au epuizat și cafea și ceaiul și prăjitura. And they ran back to the store quickly to buy some more. Și au fugit repede la patiserie să mai cumpere. And then Wyatt started explaining what it was about. Și apoi a început să li se explice ce facem aici. And they agreed right there that once a week they're going to have soccer tournaments for the children. Și au stabilit atunci să facă un campionat de fotbal pentru copii. And then they're going to have twice a week language courses. De două ori pe săptămână o să organizeze cursuri de limbă. So that they can start a head on get to have a head start with the language learning. Ca să le dea un avans înaintea procesului normal cu începerea limbii. And twice a week they're coming to church. Și de două ori pe săptămână vin la biserică. Their youth group now has to translate into Arabic. Programul de tineret trebuie tradus în arabă acum. Because they have more Muslims in their youth nights than they have Christians. Pentru că au mai mulți musulmani care vin la seriile de tineret decât creștini. God is doing an amazing thing. Domnul face lucruri minunate. When we saw that this was coming. Când am văzut ce se întâmplă. When I closed my eyes and saw my church full of Arabs worshiping Jesus. Când mi-am închis ochii și mi-am imaginat biserica mea plină de arabi care laudă pe Hristos. When my 15-year-old daughter sat me down. Când fiica mea de 15 ani mi-a zis să stau jos. And said to me, Dad. Și mi-a spus, tată. I don't want to be reading about this moment in 20 years in the history books. Nu vreau să citesc despre momentul acesta peste 20 de ani în cărțile de istorie. And say that I did nothing. Și să spun, n-am făcut nimic. Or that you did nothing. Sau că tu n-ai făcut nimic. I want to do something. Vreau să fac ceva. What are we going to do? Ce o să facem? I knew that we were not going to get new toilets in our church. Și atunci am știut că nu ne schimbăm toaletele anul ăsta la biserică. And so we sold what we had. Așa că am vândut ce aveam. So that we could win some. Ca să câștigăm pe câțiva. Of these priceless people. Din acești oameni neprețuiți. So that we could do something for them. Ca să putem face ceva pentru ei. I shared my vision of the Arabs worshiping in our church. Am împărtășit viziunea asta mea cu arabii care se închină în biserica noastră, cu biserica. And the churches, their hearts opened up. Și frații și-au deschis inima. We've always been a missions-minded church. Întotdeauna am fost o biserică misionară. We've had international ministry in our church. Am avut lucrare internațională în biserica noastră. So our hearts were ready already. Așa că inimile noastre erau pregătite. And when we organized a volunteer training. Și când am organizat un training pentru voluntari. Who wants to help with reaching the Muslims by helping in the kitchen or helping with music or whatever you can do? Cine dorește să ajute la evangelizarea musulmanilor slujind în bucătărie sau cu alte lucruri? Over 200 people from my church came to attend the training. Peste 200 de membri din biserică s-au prezentat ca să facă acest curs de pregătire. Winter was coming, so they started bringing coats and shoes for the asylum seekers. Venea iarna și frații au adus haine groase și încălțăminte de iarnă. We started once a week a friendship night. Am început o dată pe săptămână ceea ce numim o seară a prieteniei. And we would invite people from the different refugee centers. Și invităm refugiați din diferite centre. 100 to 200 people would come every Friday. În fiecare vineri între 100 și 200 de oameni participă. To a church. Într-o biserică. A place where they had never been before. Într-un loc în care n-au mai fost vreodată. A place where they had been warned against going. Un loc cu privire la care au fost avertizați să nu meargă. And they keep coming back because they feel the love. Dar continuă să vină pentru că simt dragostea. We started training them in Finnish language. Am început să îi învățăm limba finlandeză. And we have old grandmas teaching young men about Finnish language. Și avem bunicuțe care vin să predea limba finlandeză. The University of Helsinki provided us with a teaching curriculum that we can teach. Universitatea Helsinki ne-a dat o programă de învățământ pentru limba finlandeză.
So twice a week we have 20 old grandmothers. Așa că de două ori pe săptămână avem 20 de bunicuțe, de bătrânele din biserică. Sitting at a table full of Syrian and Iraqi refugees. Și stau la masă, la o masă plină de irakieni și sirieni. And teaching them huva ilta. Și învață huva ilva. Kitos. Kitos. Rauha. Rauha. Pace. Pacea Domnului. Yeah. Teaching them all the important words. Toate cuvintele astea importante. It's a wonderful sight every Tuesday and Thursday afternoon in our church. E o imagine minunată în fiecare miercuri și joi la biserică. And these young men have developed a relationship. Și tinerii au început să dezvolte o relație. And they call them mother. Și le numesc mamă. This is my mother. Și spune, e mama mea. This is my Finnish mother. E mama mea finlandeză. And imagine the what it does to the old Finnish mother, grandmother. Și imaginați-vă ce se întâmplă în sufletul bătrânei finlandeze. The retired missionaries. Gândiți-vă la misionarii pensionari pe when, care avem. When all of a sudden they have been given a new chance. Când dintr-o dată li s-a dat o nouă șansă. And there are these people who come to they say, "Mother, can you teach me?" Și vine cineva la ei, la ele și le spune, "Mamă, poți să mă înveți?" We also started weekly services. Am început servicii săptămânale acum. And Bible studies in Farsi, Arabic and Dari. Și studii biblice în Farsi, în arabă și în Dari. We have also four other languages that we have services in our church. Mai avem încă patru limbi în care avem acum slujbe în biserică. But these are the ones that we have started recently. Dar aceste trei le-am început recent. God is doing an amazing thing. Știți că Domnul face lucruri grozave. Because of the people starting being afraid about the about this influx of Islam. Pentru că oamenilor le teamă de influxul islamului. Because of the racist tendencies of the country. Datorită tendințelor rasiste ale țării. We made these short video testimonies of people who have come to know Jesus while they've been in Finland. Am făcut mici filmări cu mărturile oamenilor care s-au întors la Hristos în Finlanda. We did an interview in Finnish through a translator. Am făcut un interviu în finlandeză cu un traducător. But then and then they had a 2-minute testimony in their own language. Și apoi au o mărturie de 2 minute în limba lor. And it went spread like wildfire on the social media. Și s-a răspândit ca și incendiu pe mediile sociale. The testimony of Salam. Mărturia Salam, a lui Salam. Salam is from Iran, but he's a Kurd, a Kurdish person. Salam e din Iran, dar e curd. He got into problem with the authorities, so he escaped. A avut probleme cu autoritățile și a fugit. He came to Finland and was feeling lonely. A ajuns în Finlanda, se simțea singur. And somebody had given him a Bible to read. Și noi i-a dat o Biblie să citească. And for the first time he would read about Isa al-Masih. Și pentru prima dată a citit despre Isa al-Masih. And there was something that attracted him to it. Și ceva l-a atrăgea spre Isa. And he knew that he was changing from within. Și știa că se schimbă în interior. But he was struggling with this loneliness in his life. Dar se lupta cu singurătatea. His family was far away. Familia era departe. He was all alone in a foreign country. E singur într-o țară străină. So he was walking near the refugee center in the forest of Finland. Se plimba prin pădure lângă centrul de refugiați în Finlanda. And as he's walking there, all of a sudden next to him is a bright light. Și în timp ce se plimba prin pădure, dintr-o dată lângă el e o lumină puternică. And the bright light says to him. Și lumina asta puternică îi spune. I am Jesus. Eu sunt Isus. You will never again be alone. Niciodată nu vei mai fi singur. And Salam came to know personally Jesus. Și Salam a ajuns să-l cunoască personal pe Isus Hristos. And when we ask is there anybody in the Farsi language or Kurdish language who would give their testimony and be able to be in the public with it. Și când am pus întrebarea, e cineva în Farsi, în limba Farsi care ar putea să depună mărturia în public? Salam raised his hand. Salam și-a ridicat mâna. I'll be ready. Eu o să fiu gata. 2 weeks later his father was arrested in Iran. Două săptămâni mai târziu, tatălui a fost arestat în Iran.
because of his son's testimony. Datorită mărturiei pe video a fiului său. Of course, the father had nothing to do with him becoming a Christian. Bineînțeles, tatăl n-avea nimic de a face cu convertirea lui la creștinism. So he was released. Așa că a fost eliberat. The testimony of our first person, Somali person that got saved. Mărturia primului somalez care a fost mântuit. We've had Somalis in Finland for over 20 years. Avem somalezi în Finlanda de peste 20 de ani. And we have not seen any results among the work with them. Și n-am văzut niciun rezultat în lucrarea cu somalezii. But last year, five of them gave their hearts to Jesus. Dar anul trecut, 5 dintre ei și-au dat viața lui Hristos. And we baptized the first two. Și am botezat pe primii doi. And Sarah was afraid to show her face. Sara s-a temut să-și arate fața. So we recorded the video from the back. Așa că am înregistrat-o din spate. And we changed her voice a little bit. Și am schimbat puțin vocea. But just this week, two days ago, her brother found out. Dar săptămâna asta, cu două zile în urmă, fratele ei a aflat. That's her sister giving his her testimony. Că e sora lui care e acolo pe filmare. And he has just cut off all relations with her. Și-a rupt orice legătură cu ea. And Sarah is crying. Și Sara plânge. Would you remember her in your prayers this week? Aș vrea să vă amintiți de ea în rugăciunile voastre săptămâna asta. Many of these people who are coming to the Lord will never hear from their families again. Mulți din oamenii aceștia care se întorc la Hristos nu vor mai avea nicio legătură cu familia, nu vor mai auzi vreodată din partea familiei. This is what we use the toilet money to. Aici s-au dus banii noștri de toalete noi. We hired these three people. I-am angajat pe acești trei. Tanya Namrud was 13. Tanya was 13. Tanya avea 13 ani. When she heard a small whisper in her heart in a mission service. Când a auzit o voce lăuntrică într-o slujbă de misiune. Said, I want you to study Arabic. Vreau să înveți limba arabă. I am going to send you among the Muslims. Te voi trimite între musulmani. And she started studying Arabic at the age of 14. Și la 14 ani a început să studieze arabă. And she's fluent today. Azi vorbește fluent. 10 years later she met Muayyad and got married to him. 10 ani mai târziu l-a întâlnit pe Muayyad și s-a căsătorit cu el. Muayyad had come as a refugee Muayyad. From Iraq. Muayyad a venit ca refugiat din Irak. He was supposed to go to Sweden from Russia. Trebuia să ajungă în Suedia, venind din Rusia. But he got caught by the Finnish security people. Dar a fost prins de grănicerii sau de poliția finlandeză. So he yelled the one word that he knew in English. Așa că a strigat singurul cuvânt pe care îl știa în engleză. Asylum, asylum, asylum. Azil, azil, azil. And so he was taken and he stayed in Finland. Așa că a fost luat și a rămas în Finlanda. He was from a nominally Christian family. Era dintr-o familie nominală creștină. From the same town that Abraham came from, Ur of Chaldees. Din același oraș din care venea Avram, din Ur, din Caldea. So he's a Chaldean, but who's lived among the Muslims. Deci e caldean, dar a trăit între musulmani. But he came to know Jesus in Finland in a personal way. A ajuns să-l cunoască într-un mod personal pe Hristos în Finlanda. He studied to become a car mechanic. A studiat mecanică auto. But he's a brilliant man. Dar e un om foarte inteligent. He's one of our elders in our church. E unul din prezbiteri în biserică. And he has been working with the few Arabs that we've had in Finland. Și lucra cu puținii arabi pe care aveam înainte în Finlanda. So last year when we received 10,000, 15,000 people from Iraq. Așa că anul trecut când 10,000, 15,000 de irakieni au venit. We said, Muayyad, it's time for you to step away from underneath the cars. I-am zis, Muayyad, e timpul să ieși de sub mașini. And come in front of the people. Și să vii în fața oamenilor. And he's in high demand everywhere in Finland. Și la mare căutare pe tot locul în Finlanda acum. He has three cell phones. Are trei telefoane mobile. That are all ringing at once. Care sună în același timp. That are receiving messages all at once. Tot timpul îi vin mesaje deodată. From refugee centers, from the refugees themselves. De la centre de refugiați, de la refugiați. From the people who are running the refugee centers. De la cei care fug din centre de refugiați. From the police officers. De la polițiști.
And he's been able to come and become a bridge among many of the institutions in Finland. Și el a ajuns să fie o legătură între multe instituții implicate în problema refugiaților în Finlanda. And then at the far end we have Tuula. Și acolo în partea stângă avem pe Tuula. Tuula was one of our missionaries who was helping Syrian refugees in Lebanon. Tuula era una din misionarele noastre care ajuta refugiați sirieni în Liban. But last May when she was in Finland on a short visit. Dar anul trecut în mai se afla în vizită, într-o scurtă vizită în Finlanda. She had a brain aneurysm. Și a avut un aneurism la creier. But it didn't affect her too much. Medicina mea. It didn't affect her much. Dar nu a afectat-o prea mult. But the doctor said she should not go back there. Însă doctorii i-au recomandat să nu se întoarcă pe câmpul de misiune. So the Lord sent the Syrian refugees to Finland to her. Așa că Domnul i-a trimis refugiați sirieni în Finlanda. And they're doing a wonderful job. Și fac o lucrare, ei fac o lucrare minunată. This here is Niku. Aici e Niku. Niku is a Quran teacher. Niku e un învățător coranic. From Afghanistan. Din Afganistan. At the age of 14, he saw a bright light in the middle of his living room. La 14 ani, în mijlocul camere în care se afla, a văzut o lumină strălucitoare. He thought that his parents had left the light on, so he went to the living room to turn it off. A crezut că părinții au lăsat lumina aprinsă, s-a dus acolo în sufragerie să oprească. But when he went to the living room, he saw a man. Dar când a intrat acolo în sufragerie, a văzut un bărbat care strălucea, care emana acea lumină. And there was so much love in this man. Și era atâta dragoste în omul ăsta. That it affected him. Că l-a afectat. And he knew he had to do something to do with God. Și și-a dat seama că are ceva de a face cu Dumnezeu. So he started studying the Quran. Așa că a început să studieze Coranul. So much so that he became a student and a teacher of Quran. Atât de mult încât a ajuns student și apoi mai târziu profesor. Only when he left, only when he entered Greece 4 years ago. Doar când a ajuns în urmă cu 4 ani de zile în Grecia, did he find out who this man was? A aflat cine era omul acela strălucitor. That it was Jesus who he had seen. Că era Isus pe care l-a văzut. Niku is one of our leaders among the Dari group today. Niku e unul din liderii noștri între vorbitorii de Dari. This is Hadi. Acesta este Hadi. Hadi is from Syria. Hadi e din Siria. He came to know Jesus 2 years ago. L-a ajuns să-l cunoască pe Iisus cu 2 ani în urmă. Today he is the person who's known Jesus the longest out of all the Muslim background believers in our church. Acum e cel mai vechi întors de la Islam din biserica noastră. So he's known Jesus for 2 years. Îl cunoaște pe Iisus de 2 ani. So he's now an elder for the others. Și acum e un bătrân, un presbiter pentru ceilalți. He's the worship leader. E liderul de închinare. By the way, I forgot to say that if you're taking pictures, please don't take pictures and show them, put them on the social media. Am uitat să vă spun, dacă faceți fotografii, să nu puneți lucrul acesta pe internet. We don't want to cause them any more trouble than they already have. Nu vrem să le facem mai mari necazuri decât au deja. This was from the camp last week where we gathered together the 45 new believers. Asta e din tabără din centru de săptămâna trecută unde am adunat 45 de credincioși noi. And at the end they ask we ask if anybody need to want to be prayed for. La final am întrebat are cineva nevoie de rugăciune. And they all came and shared their stories and asked for prayer. Și pe rând au venit și ne-au împărtășit istoria lor și ne-au cerut să ne rugăm. As far as we know in southern Finland we have over 70 people who've come to know Jesus from the Arab background. Din câte știm acum, din datele ce le avem, în sudul Finlandei avem 70 de oameni care s-au întors la Hristos de origine arabă. 70 priceless pearls that Jesus died for. 70 de perle prețioase pentru care Hristos a murit. And they've come to know Jesus because there's a war in Syria. Și au ajuns să-l cunoască pe Iisus pentru că este un război în Siria. I'm telling you, ISIS is working for us. Vă spun, ISIS-ul lucrează pentru noi. Al-Qaeda is working for us. Al-Qaeda lucrează pentru noi. What the devil has intended for harm. Ceea ce diavolul a intenționat pentru God has turned it around. Dumnezeu a schimbat spre bine.
I shared my story at this camp of when our ship sank in a storm and we were in a lifeboat. Le-am povestit istoria mea cum s-a scufundat vaporul și am fost salvați într-o barcă de salvare. And most of them could relate to that story. Și cei mai mulți au putut să raporteze la istoria mea. One of them, Reda, came to me afterwards and shared his story. Unul, Reda, a venit și mi-a spus povestea lui. He said, when I was leaving Syria, my father came to give me a last hug. Când am plecat din Siria, zicea el, a venit tata să-mi dea o ultimă îmbrățișare. And he said this. Și mi-a zis, if you're ever in a really bad trouble, dacă ajungi vreodată în necaz mare, call out and ask for Isa al-Masih to help you. Strigă și roagă-te ca Isa al-Masih să vină să te ajute. Reda was completely surprised. Reda a fost total surprins. He's been the son of this man for over 30 years. Era fiul acestui bărbat de 30 de ani. And he has never talked about Isa al-Masih. Și tatăl lui niciodată n-a vorbit de Isa al-Masih, care e cuvântul pentru Isus în arabă. But now as they're parting ways, if you ever get into trouble, ask for help from Isa al-Masih. Și acum, înainte de a pleca, îi spune, dacă vreodată ajungi în necaz mare, roagă-te lui Isa al-Masih. So he tucked it somewhere in the back of his mind. So he tucked it in the back of his mind. Așa că așa s-a gândit el în mintea lui atunci. He was in the middle of the sea from Turkey going to Greece. Era în mijlocul mării, plecat din Turcia spre Grecia. And their boat's engine died. Și le-a murit motorul vasului. And the currents were taking them further out into the Mediterranean Sea. Și curenții acum îi duceau în largul Mediteranei. There were three families with him with small children on that boat. Erau alte trei familii cu ei, cu copii mici. And he got panicked. Și a intrat în panică. And he decided that I don't want to be pulled out to the sea. Și a zis, nu vreau să ne tragă în larg, în largul mării. I'll just swim to shore. O să încerc să înot la mal. I'll at least try to swim to shore. Măcar încerc. Now he couldn't see any shores anywhere. They were in the middle of the sea. Era în mijlocul mării, nu se vedea țărm. But he knew approximately the direction that he should be swimming to. Dar știa cu aproximație direcția în care trebuie să înoate. So he jumps off of the boat. Sare din barcă. And then remembers that he doesn't know how to swim. Și apoi își dă seama că nu prea știe să noate. And as he is struggling to keep himself afloat. Și încercând să se țină la suprafață. Somewhere from the back of his mind. De acolo din spatele minții. He remembers his father's words. Își amintește cuvintele tatălui. Isa al-Masih, help me. Iisus Mesia, ajută-mă. And from the middle of nowhere. Și din de nicăieri. In the open sea. În marea deschisă. A speed boat comes by them. O șalupă de mare viteză vine. With two women on board. Cu două femei. And they drag him from the sea. Și îl trag din mare. And they take the other boat and start towing it to shore. Și agață cealaltă barcă și încerc să o remorcheze spre. After Reda has caught his breath and has calmed down. După ce și-a tras suflarea și s-a mai calmat. He has the sense to think about it that this is a miracle. Își dă seama și spune, asta e un minune. There was no boat just a moment ago. Nu era nicio barcă cu minute înainte. How did they come right after I said Isa al-Masih? Cum a putut să vină chiar după ce am strigat Iisus Mesia? So he asks one of the ladies. Și o întreabă pe una dintre femei. Who are you? Cine ești? She says I'm from Palestine. Și zice, eu sunt din Palestina. I'm a Christian. Sunt creștină. How did you know to come here? Cum ai știut să vii aici? This is a big sea. How did you know how to come here? E marea cea mare. Cum ai știut să vii aici? And she says, we heard a voice. Și spune, a spus ea, am auzit o voce. Said that we should come to this direction. Care ne-a spus să venim în direcția asta. So Redha came to Finland. Așa că Reda a venit în Finlanda. To find out more about Jesus. Ca să afle mai mult despre Isus. And that's just one of the testimonies. Și asta e doar una dintre mărturii. There's all kinds of testimonies. Tot felul de mărturii. My goodness, they're coming to Jesus. Doamne, vin la Isus. It's not easy. Nu e ușor. But there's an opportunity here right now. Dar e o oportunitate. Some of the statisticians say that full one-third of all Iraqi Muslims have left their faith in the last 5 years. Statisticile spun că o treime din irachieni și-au părăsit credința în ultimii 5 ani. They've seen what it does to their nation. Au văzut ce face islamul națiunilor. And they've turned away from Islam. Și s-au întors, au întors spatele islamului. Now they haven't become Christian.
nu au devenit creștini. But they've left Islam. Dar au părăsit Islamul. And it's up to us to show another way. Și acum noi, e datoria noastră să le arătăm o altă cale. Muayed, our worker who I showed the picture of. Muayed, lucrătorul pe care vi l-am arătat în imagine. Two young men from the refugee center came to him. Într-o zi au venit doi bărbați din centrul de refugiați. And said, could you explain to us about Christianity? Și au zis, poți să ne spui, să ne explici puțin creștinismul? So he explained the basics. Le-a spus lucrurile de bază. We have one God. Avem un singur Dumnezeu. God loved the world. Dumnezeu a iubit lumea. Sent his son to die for us. L-a trimis pe fiul său să moară pentru noi. He died and was resurrected. A murit, a fost înviat. And he's coming back. Și se întoarce. For a few minutes he shared with them the basics of Christianity. Câteva minute le-a explicat lucrurile acestea de bază. And then he asked, "Who are you? Why do you want to know?" Și apoi a întrebat, "Da, voi, ce-i cu voi? De ce vreți să știți?" So the young man, one of the young men started to explain. Unul din tineri a început să spună. I'm a Shiite. Eu sunt musulman șiit. And this my friend is a Sunni. Prietenul meu aici e sunit. If we were back home, we would be trying to kill each other. Dacă ne-am afla acasă, am încercat să ne omorâm unul pe altul. Our families would try to kill each other. Familiile noastre ar încerca să se moară una pe alta. And they probably are killing each other. Și poate fac lucrul ăsta acum. So we wanted to know what the options are. Așa că am vrea să știm ce opțiuni există. There's so many people who are interested today. Sunt mulți oameni interesați azi. When they come to us and they ask us a question like that. Când vin și ne pun o astfel de întrebare. We begin praying for them. Putem să începem să ne rugăm pentru ei. And you can almost start a countdown. Și aproape poți să începi o numărătoare inversă. 10 days, 5 days, 3 days. 10, 5, 3 zile. That they're going to see a vision or a dream of Jesus. Și în timpul ăsta o să aibă o viziune, o vedenie cu Isus. It's almost uncanny how many of them see a vision or a dream of Jesus. Nu mai ținem numărul la câți au avut o viziune sau o vedenie cu Isus. And we're seeing them coming to him in great numbers. Și vedem venind la el în mare număr. This was a baptism service last month in our church. Acesta a fost un serviciu de botez luna trecută la noi în biserică. 23 Afghani Muslims. 23 de afgani. If they come to Romania. Dacă vin în România. Or if the Lord leads you to them in somewhere else in Europe. Sau dacă Domnul vă conduce la ei în altă parte a Europei. There's one key to winning the Muslims. Există o cheie pentru câștigarea musulmanilor. Love them. Iubiți. Show them Jesus. Arătați-l pe Isus. Show them Jesus. Arătați-l pe Isus. L-am urmărit împreună pe Mika Iriola, păstorul Bisericii Salem din Finlanda, care în cadrul conferinței de misiune Romiscon 18 a susținut această temă foarte importantă și actuală pentru noi, atingerea emigranților, pași practici pentru biserică. A împărtășit împreună cu noi cum biserica lui și-a deschis ușile pentru zeci și zeci de migranți din țările musulmane și cum prin dragostea pe care au arătat-o față de acești migranți, mulți dintre ei s-au decis să-L urmeze pe Dumnezeu. În speranța că emisiunea Până la marginile pământului vă face plăcere, vă aștept cu multă dragoste și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.